Ultimele trei săptămâni au arătat mai degrabă a vreme de primăvară și nu de luni de iarnă cu ger. Temperaturile inclusiv noaptea au fost cu plus, iar ninsorile au fost înlocuite cu ploi, în cea mai mare parte a județului. Noi, la nivelul oficiului fitosanitar suntem dotați cu stații meteo-automate, stații agroexpert, care sunt uh, standard pentru agricultură. Uh, deci ne uh, furnizează datele direct din câmp, în, din plantația sau zona unde ele sunt uh, montate. Uh, analizând uh, datele de la stațiile meteo, în această lună am avut temperaturi foarte ridicate, înregistrate, cu temperaturi maxime cuprinse între 8, 18 grade Celsius la unele stații. În Maramureș, media zilei ar trebui să fie undeva între minus 2,4 și minus 1 grad Celsius, iar maximele nu ar trebui să depășească 3-4 grade Celsius. În ultimii ani, însă, termometrele unității fitosanitare au arătat des temperaturi de genul celor înregistrate acum. Din păcate, pe cât de mult ne bucurăm noi de vremea caldă, pe atât de bulversată este natura. Gradele cu plus stimulează creșterea plantelor și scurtează stadiile vegetative dacă se face intrarea în vegetație mai devreme decât normal, cum de altfel și în anii anteriori am avut devansuri de vegetație până la 3-4 săptămâni față de normalul zonei geografice în care suntem, atunci am putea să avem un risc foarte mare de pierdere ale recoltei, deoarece noi ne caracterizăm în zonă prin înghețuri târzii, care sunt de regulă la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, când ar coincide cu faza fenologică de plină floare la toate speciile pomicole. Datorită acestor condiții de climă, deja a apărut podbalul Tusilago Farfara care este, cum am spune noi pentru pomicultură, vestitorul primăverii. Concomitent cu apariția acestei plante, se, ca parte vegetativă a pomilor, trebuie să fie umflarea muncurilor. de început de umflarea muncurilor. Din păcate, temperaturile ridicate pot rezi acum la viață și dăunătorii. Aceștia pot ataca plantele și pomii exact exact în momentul cel mai nepotrivit.